Evenimentul a debutat cu o festivitate de premiere a celor mai fideli utilizatori ai bibliotecii 13 la număr, care au primit diplome și cărți. Apoi, fiecare dintre cei prezenți au luat câte o carte și au înconjurat biblioteca Antim Ivireanu. Totul s-a încheiat cu întâlnirea bibliotecarilor la Muzeul Satului Vâlcean, unde a avut loc o lectură publică. Într-o era internetului, cum de reușesc să-ți păstrezi pasiunea asta pentru carte, pentru a citi? De mică mi-a plăcut să citesc, am fost învățată și de la școală, de la facultate și îmi place. Ce premiu ai primit azi? Îți place? Da. Ce o carte cu matematică, despre matematică și cu probleme. Și când ajungi acasă, deja te apuci de ea, bănuiesc. De acțiune, drame. Câte-ți rezervi pentru citit zilnic, să zic, sau săptămânal? Cam 2 ore pe zi. Trebuie să atragem atenția. Nu trebuie să, nimeni să ignore biblioteca, pentru că biblioteca a rămas și va rămâne întotdeauna centrul unei comunități. Practic, este punctul care definește spațiul public. În acest moment, Biblioteca Județeană are peste 10.000 de utilizatori, fiind în prima parte a clasamentului național. Ea deține peste 400.000 de volume, de cărți, periodice, documente grafice și audiovizuale.